Fenomen îngrijorător la Pașcani. Poliția locală atrage atenția că există o tendință de creștere a manifestărilor de violență verbală și chiar fizică în rândul populației, pe fondul scăderii autorității polițiștilor aflați în subordinea primarului. Informațiile apar într-un raport de activitate înaintea spre dezbatere consilierilor locali, în ședința de la sfârșitul acestei luni. Din documentul semnat chiar de șeful serviciului se înțelege că poliția locală ar fi sabotată chiar de autoritățile locale. Comandantul Vasilica Vasiloae susține că reprezentanții unor instituții și-au intensificat acțiunile de minimalizare a activității polițiștilor plătiți din bugetul local, dar și practicile unor salariați ai primăriei de a încerca să genereze un curent de opinie negativ. Șeful poliției locale Pașcani se plânge și de faptul că serviciul din subordine primește sarcini de rezolvat care exced competențelor legale, iar societatea civilă ar avea tendința de a da vina pe polițiștii locali pentru faptele pe care ei nu le pot rezolva. Evidențiem în acest material de bilanț ca puncte slabe imposibilitatea de a acoperi operativ uneori toate manifestările și sesizările datorită unui număr redus de polițiști locali limitat de lege, după cum se cunoaște 1 la 1000 de locuitori. De aici apare riscul de supraîncărcare cu sarcina personalului ca urmare a acestui deficit de resurse umane. Totodată evidențiem ca puncte slabe o colaborare greoaie cu unele structuri din cadrul primăriei municipiului Pașcani pe activități care ne sunt date în competență. Există totuși în cadrul instituțiilor noastre și unele oportunități ce pot fi dezvoltate în viitor, considerăm noi, astfel putem să lărgim area de cooperare cu societatea civilă în vederea extinderii și amplificării acțiunilor preventive. De asemenea, suntem dispuși pentru elaborarea unor proiecte și sprijinirea celor care lucrează pentru accesarea unor fonduri europene. Mă gândesc la intenția de a fi instalate camere de luat vedere în zona de ala municipiului nostru. De altfel, am și înaintat propuneri în acest sens. Creșterea actelor de violență verbală și fizică în rândul pășcănenilor se reflectă și în statisticile cuprinse în același raport. Anul trecut, polițiștii locale au aplicat 862 de contravenții, din care 720 sunt amenzi în valoare de aproape 170.000 de lei, iar restul avertismente. Aproape jumătate din amenzile date sunt pentru încălcarea normelor de conviețuire socială. De asemenea, în materialul de bilanț am identificat și unele amenințări cu care ne confruntăm. În prezent, și nu odată am spus, există o tendință de creștere a manifestărilor de violență de toate genurile, verbală, fizică, atitudinală, la nivelul comunității locale. Agenții poliției locale zilnic se confruntă cu asemenea cazuri. Sancționarea 862 de fapte contravenționale, valoarea amenzilor contravenționale aplicate fiind de 168.915 lei. Din totalul contravențiilor constatate, 720 au fost sancționate cu amenzi contravenționale, iar 142 cu avertisment contravențional scris. Din aceste sancțiuni contravenționale, 329 au sancționat fapte care au încălcat prevederile legii 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială și a ordinii și liniște publice. 325 de fapte au sancționat încălcări ale hotărârii Consiliului Local 30 din 2002 privind gospodărirea și menținerea curățenii municipiul Pașcani. 43 au sancționat fapte care au încălcat prevederea hotărârii Consiliului Local 66 din 2001 privind eliberarea acordului teritorial de funcționare. 112 fapte au sancționat încălcări ale prevederilor OUG 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice pentru faptele care sunt date în competența agenților poliției locale, este vorba de codul rutier. În momentul de față, la Poliția Locală Pașcani sunt angajate 28 de persoane, din care doar 19 sunt polițiști, dintre ei doar 13 sunt în stradă ca agenți de ordine publică și lucrează în schimburi.
Mii de persoane au participat sâmbătă în ajunul Marii Sărbători a Bunei Vestiri la încă o ediție a Marșului pentru Viață ce s-a desfășurat în toată țara. Evenimentul a fost organizat și în orașele Pașcani, Târgu Frumos și Hârlău și chiar dacă vremea de afară a fost rece cu doar câteva grade pe plus, tinerii au răspuns din nou acestei inițiative. O manifestare foarte importantă, o manifestare care ne cheamă să slujim viața, o manifestare care ne aduce aminte de darul vieții pe care l-am primit de la Dumnezeu. O zi frumoasă, splendidă, cu soare, care trebuie să aducă bucurie în inimile mămicilor sau a viitoarelor mămici. Copilul care se află în pântecele mamei este darul lui Dumnezeu. Viața este darul lui Dumnezeu. Așa încât să nu uităm că trebuie să slujim viața. Hristos însuși este calea, adevărul și viața. Să ajutați viitoarele mame oamenilor politici cu proiecte speciale pentru ele, creându-le condiții și servici și bani mai mulți pentru ca să poată să-și crească copilul în propria casă, în propriul cămin. Învățăm pe tinerile noastre atunci când au un copil. Sigur, biserica învață după căsătorie, dar dacă s-ar întâmpla și înainte de căsătorie, să păstrați acest copil, pentru că este darul lui Dumnezeu. În municipiul Pașcani, participanții au mers prin centrul orașului cu baloane colorate și pancarte, susținând dreptul la viață. Pentru noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor. Marșul s-a oprit în fața Catedralei Pogorârea Sfântului Duh, unde Părintele Protopop Pavel Postolache a ținut un cuvânt de învățătură. Și prea nevinovată și mantea. Frumos dar de pe pământul acesta este viața omului. Și așa cum spuneam, nu putem să spunem că să ne ascundem. Noi strigăm de ce? Pentru că iată, poporul nostru românesc se află pe locurile din frunte în ceea ce însemnează omorârea vieții. Și la Târgu Frumos și Hârlău, marșul a fost un real succes. Copiii de toate vârstele, tineri și adulți au transmis mesajul campaniei. Menționăm că anul acesta marșul a fost intitulat O lume pentru viață și a avut loc în peste 300 de orașe din România și Republica Moldova. În județul Iași, demersul a fost organizat de Provita Iași, partea sectorului de misiune, statistică și prognoză pastorală din cadrul Centrului Eparhial Iași. Varianta transportului la spital prin ambulanța privată poate fi acum accesată și în județul Iași, sau mai exact în orașele Pașcani, Hârlău, Târgu Frumos și comunele din împrejurimi, pentru că în unele cazuri ambulanța de stat nu poate face transferul între unitățile medicale sau să răspundă la diferite solicitări. Ambulanța privată poate fi un ajutor pentru pacienți. Este un serviciu de ambulanță privată, este primul din județul Iași care oferă servicii de transport pacienți, transport neasistat către unitățile medicale, de la unitățile medicale către domiciliu sau în alte județe sau în alte țări. Deci poate fi apelat de oricine din județul Iași și în condițiile în care se acceptă plata acestor servicii, serviciul este efectuat în cel mai scurt timp, oriunde are nevoie acel pacient. Ambulanța DACO-MED este autorizată de către Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate Publică Iași să efectueze activități medicale de transport neasistat și consultații de urgență. Deci este o echipă care este specializată și profesionistă, care asigură securitatea pacientului până la locul de destinație.
Care sunt dotările serviciului privat? Aveți ambulanțe dotate cu tot ce trebuie? Sunt ambulanțe dotate cu tot ce trebuie, nu sunt probleme din punct de vedere al dotării și de asemenea nu sunt probleme nici din privind profesionalismul celor care lucrează în momentul de față la serviciul de ambulanță de acomend. Ce servicii oferă această ambulanță privată? Consultații la domiciliu, analize de laborator, electrocardiogramă, tratamente injectabile, pansamente, diferite investigații medicale și multe altele. Tarifele de transport în județ și în țară sunt de 4,5 lei pe kilometru, cu pacientul în autosanitară. Pentru staționare, 50 de lei pe oră în primele 60 de minute, iar internațional, 1 euro pe kilometru. Sunt tarife care sunt apropiate de cele care le oferă și Casa Națională de Asigurări de Sănătate celor care efectuează acest tip de servicii în România. Nu sunt niște tarife exorbitante, sunt tarife pe kilometru și în funcție de destinații, deci fie sunt în România, fie sunt în afara țării se face plata la echivalentul euro sau un euro, iar în țară se face plata pe kilometru în lei. De asemenea, se mai plătește o solicitarea și în cazul în care acea persoană solicită sau aparținătorii solicită prezența unui asistent medical sau unui medic, se poate asigura tot contra cost. Nu sunt costuri exorbitante, însă să știți că este un serviciu care acoperă acel gol în serviciile medicale de urgență privind transportul pacienților care nu sunt urgențe mari, urgențe majore. Mai multe detalii despre ambulanța privată Dacomed puteți obține de pe platforma romedic.ro sau la numerele de telefon 0232961 0726 961 961 0729 961 961. De fapt, acestea se găsesc și pe printr-o căutare pe net. De asemenea, se găsesc pe Facebook, dacă cine caută ambulanța Dacomed Iași o găsește oricând, oriunde. E de dorit să nu aveți nevoie, dar dacă aveți nevoie, puteți apela cu încredere. Vești bune pentru elevii din Pașcani. Administrația locală se pregătește să acorde peste 354 de burse sociale și de merit până la sfârșitul anului școlar. În acest sens a fost deja alocată în bugetul local suma necesară pentru achitarea lor. Proiectul de hotărâre, care urmează să fie dezbătut în ședința de la sfârșitul acestei luni, a fost inițiat de viceprimărița Gabriela Nedelcu. Primăria municipiului Pașcani și Consiliul Local al municipiului Pașcani acordă o atenție deosebită învățământului pășcănean și drept pentru care, ca și în ceilalți ani, venim în fața Consiliului Local cu un proiect de hotărâre privind acordarea burselor sociale și a burselor de merit pentru copiii din municipiul nostru. În acest an, conform centralizatorului făcut în urma solicitărilor către unitățile de învățământ, vom acorda în perioada ianuarie până în iunie 2018 un număr de 371 de burse, dintre care 174 burse sociale și 120 de burse de merit. Valoarea unei burse sociale este de 60 de lei, iar a unei burse de merit 120 de lei pe lună. Numărul lor a fost stabilit de conducerea fiecărei școli în funcție de rezultatele la învățătură sau situația materială a elevilor. Cuantumul bursei este de 60 de lei pe lună pentru bursele sociale și 120 de lei pe lună pentru bursele de merit și de studiu. Total, ca și alocație financiară, este vorba de o sumă de 181.860 de lei, deci în bani vechi, 1.818.600 de lei. Pe unități școlare, centralizatorul arată astfel. La Colegiul Național Mihail Sadoveanu din Pașcani avem 44 de burse sociale și 38 de burse de merit. La Liceul Teoretic Miron Costin, 37 de burse sociale și 40 de burse de merit.
Liceul Tehnologic Mihai Busuioc, 11 burse sociale și 9 burse de merit. La Liceul Economic Nicolae Iorga, 22 de burse sociale, 12 burse de merit. La Școala Gimnazială Iordache Cantacuzino, 22 de burse sociale și 9 burse de merit. Școala Gimnazială Lunca Pașcani, 19 burse sociale, 4 burse de merit. La Școala Gimnazială Gâștești, 19 burse sociale și 8 burse de merit. Deci, în total, 174 de burse sociale și 120 de burse de merit și studiu. Principesa Maria a României vine la sfârșitul săptămânii și în orașul Târgu Frumos. Vizita regală a fost programată vineri 30 martie de la ora 12. Inițial va avea loc o întrevedere de circa 20 de minute cu primarul Ionel Vatamanu la sediul primăriei, iar apoi se va merge la liceul teoretic Ion Neculce. Vineri 30 martie, în jurul orei 12, Alteța sa regală, Principesa Maria a României, va efectua o vizită publică la primăria orașului Târgu Frumos. Sosirea la instituția primăriei, având drept scop o scurtă întrevedere de 20 de minute cu mine ca și primar al orașului Târgu Frumos. De la primărie vom merge apoi la liceul teoretic Ion Neculce, tot pentru o scurtă întâlnire cu conducerea liceului. Scopul vizitei este încă necunoscut, la fel ca și la Pașcani. Menționăm că Alteța sa Maria este cea mai tânără fiică și cel de-al cincilea copil al majestății sale regelui Mihai I și a soției acestuia, Ana. Ea reprezintă familia regală în diverse ocazii în București, în comunități locale și în străinătate. Principesa Maria sprijină diverse proiecte cu caracter social și de promovare a economiei românești. Obiceiurile tradiționale sunt readuse în actualitate nu doar de adulți, ci și de cei mici. Sâmbătă, la Clubul Copiilor din Pașcan, zeci de preșcolari și elevi au demonstrat că sunt adevărați românași. Cu ajutorul cadrelor didactice, au organizat o șezătoare tradițională. Ne-am gândit să vă invităm și să ne adunăm într-o șezătoare tradițională, activitate care face parte din cadrul proiectului național Datinile la Români, proiect care se află la ediția noua. Activitatea de astăzi se vrea să reînvie minunate obiceiuri tradiționale, și anume șezătoarea, cu delegicirile care se practicau altădată. Și ideea noastră a fost ca și copiii să lucreze aici pe scenă și să cunoască ceea ce a existat odată în delegicirile tradiționale. Îmbrăcați în portul național, au reînviat obiceiurile de altădată, au cântat muzică populară, au dansat de au rupt podelele și au arătat publicului meșteșugurile care le ocupau tot timpul bunicilor. Peste două ore, în sală a fost creată o atmosferă de sărbătoare cu muzică și voie bună specifică românilor. Ia toate condițe două măsuri, să dacă ninge, dacă ploie, bandurință, să nu trăiesc acum la tine și-a rândită, când noi e mănâncă de cupărița și de I'm gonna make you mine.
menționăm că activitatea a fost organizată de Liceul Miron Costin, grădinița cu program prelungit numărul 2 și școala gimnazială Iordache Cantacuzino, unități de învățământ din Pașcani. Evenimentul a fost dedicat și centenarului, sărbătorit în acest an peste tot în țară, dar și în Republica Moldova, cu mii de activități. Încă o dată, trupa fenomenalii de la Liceul Teoretic Miron Costin din Pașcani s-a întors cu premii de la festivalul Hai la Teatru, cea de-a 12-a ediție. Liceenii au obținut 3 premii speciale, unul pentru autenticitate ce s-a acordat trupei și 2 pentru interpretare. Fenomenalii de la Miron Costin Pașcani au participat ca întotdeauna și au venit cu 3 premii speciale, meritoase, 2 premii de interpretare și un premiu pentru autenticitate obținut de trupa în sine. Premiul pentru interpretare la băieți a revenit lui Mihnea Botezatu, care obține astfel al 4-lea premiu de interpretare din cariera sa de actor amator. Iar cel de-al 2-lea premiu a revenit Loredanei Pleșca în rolul soției lui Bâlzoi, Coana Chirița, din piesa Chirița de Tudor Mușatescu, pe care am pus-o în scenă. Pentru noi sunt 3 premii care ne confirmă valoarea la nivel de teatru amator, licean, și ne bucurăm ca în fiecare an să menținem ștacheta sus. A fost o bucurie enormă pentru membrii trupei, deoarece s-a muncit din greu pentru aceste rezultate, care confirmă încă o dată talentul și dăruirea pentru actorie a celor care joacă pe scenă. Ba, a mers. Dar cum vine vorba? Aia stai? Adică nu mai apare pe mine că m-ai luat din bărbat? Adică nu. Cum vine vremea așa, bărbatul nu se iubie înainte, se iubie după. Și asta, cum eu spui, după 25 de ani de dragoste? Păi dacă mă auziți, mă gândesc la asta. Până acum am fost ocupat cu copii și gospodăria. Cum ești de amor? Da, din punctul meu de vedere, pot să spun că pentru acest premiu s-a muncit greu, chiar foarte greu. Nu a fost simplu, întrucât rezultatele au fost pozitive. În cadrul personajului, Grigore Bârzoi, am încercat să îmbin atât accentul moldovenesc, cât și cel muntenesc. A fost ceva frumos, distractiv, atât prin formă cât și prin conținut. Dumneata se răspund la mine în limba franceză. Uite așa, nu-i împușcam dintr-o dată cu un singur frontere, 2 iepuri. O să răb inima să le amândoi. Spune franțuzești ce vrei să spui. Și am interpretat în această piesă Chirița rolul lui Charles, profesorul de franceză, și pot spune că această piesă mi-a oferit șansa de a-mi fructifica talentul de lingvist, pentru că sunt pasionat de limbile străine, mai ales aceste limbi neolatine. Și consider că trupa fenomenalii mi-a oferit o șansă să mă împlinesc ca elev și ca licean. Noi vinisem cu un gând la Matali. Bănuiesc că cu Coana Elencu vă zis despre și vorba. Mi-a spus ea așa ceva mai pe departe. Și cam pe când v-ați gândit să faceți, domna? Păi, noi ne-am gândit să o facem și azi, cu Ani Grigor, dacă ar fi cu noi. Anul acesta am avut deosebită plăcere să am oportunitatea de a participa pentru a treia oară consecutiv la festivalul Hai la Teatru, care s-a organizat la Teatrul de la Iași, Luceafărul. Și am avut plăcerea de a interpreta rolul lui Cociurlă în piesa Chirița în provincie și aș dori să îi mulțumesc doamnei profesor Descălița Elena pentru că m-a îndrumat și fără de care nu aș fi putut să am un asemenea progres. Menționăm că la festival au participat peste 700 de elevi din județul Iași și nu numai. Evenimentul teatral s-a desfășurat pe 20 și 21 martie, de Ziua Mondială a Marionetei, respectiv de Ziua Internațională a Teatrului pentru Copii și Tineret. Săptămână plină de activități la școala specială gimnazială din municipiul Pașcani. Începând de astăzi și până vineri, în unitatea de învățământ se organizează școala altfel. Au loc expoziții de desene, piese de teatru la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu, vizite, ore de bucătărie și multe altele. Astăzi, la școala gimnazială specială Pașcani, debutează săptămâna școala altfel. O săptămână plină de activități, o săptămână cu proiecte
frumoase, cu proiecte pentru specialii de Pașcani și pentru prietenii noștri din municipiul Pașcani și împrejurimi. Pe lângă aceste proiecte importante vor mai fi și alte activități de parteneriat. Copiii din școala de masă vor veni în școala noastră pentru a realiza fel de fel de activități, de la salată de fructe în laboratorul de bucătărie până la expoziții realizate împreună cu copiii cu autism din școala noastră. Elevii noștri vor merge la teatru la Casa de Cultură mâine. Miercuri va veni trupa de teatru a liceului Miron Costin cu doamna profesor Ioana Luca. Mâine este o zi plină. De dimineață, la Clubul Copiilor, începe competiția sportivă la tenis de masă Cupa Primăverii, unde sunt așteptați sute de concurenți din mai multe județe. Tot mâine are loc și evenimentul Mișcarea înseamnă viață, în parteneriat cu liceul Miron Costin, la sala de sport de la stadion. Se vor derula două proiecte de mare importanță pentru școala noastră. Un proiect Cupa Primăverii la tenis de masă, aflat la 10-a ediție, de un proiect care a debutat în anul 2007, la prima ediție. Anul acesta fiind o competiție regională, așteptând musafiri din toate județele din nordul Moldovei, adică Suceava, Piatra Neamț, Bacău, Botoșani, Vaslui și Galați. Și evident, de la toate școlile de învățământ special din județ, dar nu numai de învățământ special. Joi, în cadrul proiectului Albastru pentru Solidaritate, se va organiza un marș prin municipiu, pornind de la școala specială și până în fața sediului primăriei din zona de Al. Un alt proiect foarte important este proiectul Albastru pentru Solidaritate. Un proiect care anul acesta este înscris în calendarul proiectelor județene, proiectelor educative județene. Un proiect care își propune să tragă un semnal cu privire la autism, cu privire la existența acestei maladii. Proiectul se derulează pe tot parcursul săptămânii, fiecare zi a săptămânii, înscriindu-se măcar o activitate, culminând cu marșul pentru solidaritate care se va întâmpla joi. Săptămâna se va încheia vineri cu un seminar cu părinții ce va începe de la ora 10, intitulat Alături de copilul cu autism, să-l cunoaștem mai bine, să-l ajutăm mai mult. Menționăm că parteneri în cadrul acestor activități sunt Inspectoratul Școlar Județean Iași și Primăria Pașcani, Liceul Teoretic Miron Costin, Casa de Cultură, Clubul Copiilor, Fundația Ancora Salvării Iași, Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România, filiala Iași și Fundația Serafim din Roman. BIT TV continuă să caute răspunsuri la întrebările dumneavoastră adresate mai ales autorităților locale. La solicitarea mai multor locatari de la bloc, astăzi încercăm să aflăm dacă și în ce condiții Primăria Pașcani se implică, mai ales financiar, în proiectele de anvelopare termică a blocurilor. În momentul de față, în municipiu sunt doar două blocuri anvelopate cu finanțare guvernamentală și de la bugetul local. Este vorba despre blocurile turn T6 și T7, unde locatarii au suportat doar 33% din nota de plată. Lucrările au fost făcute în anul 2009, iar de atunci s-a bătut pasul pe loc. În Pașcani funcționează 60 de asociații de proprietari, iar din acestea 3 s-au încumetat să înceapă procedurile de întocmire a dosarelor de finanțare. Între timp, una s-a retras, cea care solicitase finanțare pentru blocul K1, iar cele care doreau reabilitarea blocurilor C5, scările A și B și P9 nu au mai depus actele solicitate, susțin reprezentanții primăriei. În schimb, nici administrația locală nu face eforturi pentru a încuraja și informa pe pășcăneni. În acest an, de la bugetul local au fost alocați doar 40.000 de lei și aceștia doar pentru întocmirea documentațiilor tehnice, nu pentru executarea lucrărilor de anvelopare. Asta în timp ce alte primării din județ au reușit chiar să acceseze și fonduri europene pentru astfel de lucrări. Așadar, Primăria Pașcani se limitează doar la a aștepta cererile de finanțare din partea asociațiilor de proprietari pentru anveloparea blocurilor, fie pentru accesarea fondurilor europene, fie prin Programul Național de Reabilitare
încălzire termică, cofinanțat de Guvernul României în proporție de 60%, autoritățile locale 30%, iar locatarii maximum până la 10%. În ceea ce privește anveloparea blocurilor, trebuie să menționăm că există mai multe surse de finanțare. Au fost surse din fonduri europene, dar din păcate foarte puține aplicații au fost la nivel de țară pe această componentă. De asemenea, mai există posibilitatea finanțării anvelopării prin contribuția cu bani, cu bugetul alocat de la Guvernul României în baza ordonanței numărul 18 din 2009. Țin să precizez ca o condiție obligatorie pentru accesarea acestor fonduri și guvernamentale și europene, condiția este ca locatarii să fie constituiți în asociație de proprietari. În ceea ce privește banii alocați prin Guvernul României, Guvernul contribuie cu 60% din suma necesară lucrărilor de anvelopare. De fapt, este un program de eficientizare energetică a clădirilor publice. 40% din fondurile aprobate revin în sarcina bugetului local și a asociației de proprietari și vreau să menționez faptul că în ceea ce privește cota de contribuție a asociației, aceasta nu poate fi mai mică de 10% din valoarea totală a lucrărilor de intervenție. Practic, administrația locală ar trebui să procedeze la o inventariere a tuturor locuințelor și să facă o grupare pe regimuri de înălțime până la P+3 etajate și peste P+3. În cadrul acestei grupări, inventarierea se realizează în funcție de perioadele de proiectare pe tipuri de blocuri cu soluții constructive similare ale anvelopării. Asociațiile de locatari pot fi înștiințate asupra faptului că se încearcă să se înscrie în acest program al locuințelor. Deci cei interesați pot să vină la primărie să solicite acest lucru, dar încă o dată țin să precizez, este obligatorie ca să fie constituită această asociație de proprietari, să fie acordul tuturor locatarilor din bloc și în funcție de banii aprobați prin bugetul național și bugetul local se pot efectua și aceste operații de anvelopare a clădirilor. Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră la numărul de telefon 0787 511 017 sau la adresa bitv.info@gmail.com. Răspunsurile le puteți urmări în cadrul știrilor InfoBit sau pe site-ul bitv.info. Astăzi se împlinesc 95 de ani de când Parlamentul a votat Constituția României Mari, promulgată prin decret la 28 martie și publicată la 29 martie același an. Noua Constituție marca din primul articol hotărârile din 1918 de unire a Basarabiei, a Bucovinei și a Transilvaniei cu România. Aceasta prevedea întărirea rolului Parlamentului în viața publică, precum și libertatea cuvântului, a întrunirilor, a presei, egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor. Se sărbătorește Ziua Internațională a Luptei împotriva Epilepsiei, marcată pentru prima oară în 2008 la inițiativa unei fetițe de 9 ani din Canada, iar acum 28 de ani s-a înființat Serviciul Român de Informații, instituție de stat specializată în domeniul culegerii de informații privind siguranța națională. Tot în ziua de 26 martie s-au născut poetul și traducătorul Mircea Ivănescu, considerat a fi unul dintre cei mai importanți poeți români contemporani, jurnalistul și comentatorul sportiv Cristian Țopescu, criticul și traducătorul Irina Margareta Nistor și Victor Frankl, neurolog și psihiatru austriac, considerat părintele logoterapiei. Au decedat compozitorul german Ludovic van Beethoven, recunoscut ca unul dintre cei mai mari compozitori din istoria muzicii, Henrietta de la Vrancea, una dintre primele femei arhitect din România, fiica scriitorului Barbu Ștefănescu de la Vrancea, jurnalistul și profesorul Ferenc Vasas, coautor al primului manual de jurnalism din România, Iosef Ghilotan, medic și revoluționar francez după care a fost numită ghilotina, și Paul Baran, inginer american de origine poloneză, unul dintre pionerii internetului.
Vremea se va menține rece pentru această dată, deși temperatura aerului va fi în creștere și în regiunile extracarpatice. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua în nordul și centrul țării, local în vest și izolat în rest. În zona de munte, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare și vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 5-6 grade izolat în jumătatea de nord a țării și 10-12 grade în regiunile sudice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 și 4 grade. Marți, vremea în județul Iași se va încălzi ușor, însă se anunță ploi la amiază. Vor fi temperaturi cuprinse între 2 și 9 grade, cerul va fi parțial înnorat, iar vântul va adia cu 10-15 km pe oră.